Bună seara, dragi telespectatori! Ne revedem din nou la emisiunea Viața Gorjului. Sunt Aura Stoienescu și ne revedem cu doamna Mariana Somnea, practiciană în insolvență, președinte CEGAR Gorj și președinte filiala Gorj-Vâlcea a Uniunii Naționale Practicienilor în Insolvență. Ce de funcții aveți? Și am văzut, eu m-am uitat pe site, mai aveți funcții. Da. Astea sunt doar trei. Da. Economist, nu? Da. N-am greșit. Și am zis acolo pe burtiera emisiunii, economia Gorjului între subsistență și insolvență. Sună destul de sumbru, așa? Dumneavoastră vă ocupați de firmele ajunse în insolvență? Da, eu mă ocup și de cele ajunse în insolvență și cele care trăiesc bine. Trăiesc bine. Faceți și expertiză. Da, și expertiză, și consultanță, și evidențe contabile, audit. Deci lucrăm și cu cele care trăiesc bine. Sigur că, pentru că insolvențele cred că au fost mai mult în atenția presei, am ieșit mai mult cu asta în evidență. Nu înseamnă că este nici principalul obiect de activitate, sau, dar așa este. Cei mai multă atenție la presă pentru aceste insolvențe, care întotdeauna, mai ales insolvențele mari, vin cu mișcări sociale, cu scandaluri, cu uneori cu arestări. Da, și să ne amintim și de Urex și de Alexandru Crișan. Și din această cauză ies mai mult în evidență. Da. Chiar atunci, dumneavoastră, știu că ați pus așa o mână de fier pe Urex și ați făcut un pic de ordine, pentru că, dacă ne amintim, acum Urex-ul lucrează sub alt nume, a fost preluat de angajați, dar lucrează. Asta dar e foarte important. Dar cert e că lucrează un număr important de salariați și acum, și e în funcțiune după 10 ani. După 10 ani. Da, practic Urex-ul cel mort s-a terminat lichidarea lui. Da, anul trecut în mai. În sfârșit, după aproape 10 ani. Da. Eu spuneam atunci când am deschis procedura că probabil că o să dureze 10 ani și nu m-am îndepărtat mult de adevăr. Cei din jurul meu ziceau că nu e posibil, că ce să fac atâta, că se vinde un doi. Păi vânzarea este nu prima etapă, dar oricum unele de început, că pe urmă rămâi cu litigiile, rămâi cu o serie de încurcături care trebuie descurcate până la capăt. Rămâi cu fiecare bucățică de metal și de obiect, da, care trebuie rămâi vândut. Cu judecata cu persoanele responsabile care, cum a fost de la Urex, s-a antrenat răspunderea pe 394 de milioane pentru domnul Crișan, personală. Senior sau junior? Știu că se numeau Împreună. 394 și au intrat de și în milioane. Atunci, nu știu acum. Da, acum nu știu. Nu corespundează cu mine. Nu? Nu, da. Nici atunci, dar nu vă trimite de felicitări. Nu ne vedeam decât când erau aduși în instanță. Bine, dumneavoastră, nu aveți nicio vină față de el. Nu l-am cunoscut nici înainte și n-aș putea să spun că nici în cursul procedurii, pentru că a fost un om care nu cobora la nivelul nostru. Deci nici nu ne-a ajutat să descurcăm ceva, nici să lămurim ceva, n-a venit niciodată la Urex sau așa. Deci doar când a fost, după ce a fost arestat și era adus în instanță cu forța, numai atunci venea. Să fie sănătos. Și mă bucur că unitatea care a rămas în urma Urex-ului trăiește, e bine mersi și că a fost preluată de angajați. E un lucru bun. Se descurcă în condițiile economiei de piață de acum, dar funcționează și niște oameni iau pâine acolo, mai bună, mai destul rea. De mulți, câți angajați sunt? Din cunoștințele mele, 600-700. Iată. De-aia vorbeam economia Gorjului între subsistență și insolvență, pentru că se discută de insolvență la nivelul CEO. S-a ajuns și tot dumneavoastră vă ocupați la succes de insolvență, dar nu se știe reorganizare sau faliment. În perioada de observație este deschisă procedura insolvenței și acum suntem în partea de analiză. Veți încerca un plan de reorganizare? Eu auzisem, se vorbea că se va trece direct în faliment. Nu. Este vorba de un număr important de oameni, eu au multe afaceri importante ale Gorjului, pentru că a desfășurat activitate în multe domenii, sub nicio formă nu o să trecem direct la faliment. Încercați o să încercăm un plan de reorganizare, o să facem un plan de reorganizare și dacă totul este bine și o să reușim, atunci o să iasă din insolvență. Prin reorganizare? Prin reorganizare judiciară, da. Dacă nu, Doamne ferește, batem dacă în lemn. Dacă nu, Doamne ferește, atunci se ajunge la lichidare altă variantă și la vânzare decât activelor, lichidarea activelor, vânzare
pe bucăți, pe... Disponibilizarea, da, oamenilor. Și disponibilizarea tuturor oamenilor. Deocamdată oamenii lucrează la succes? Da, cei care au rămas lucrează, unii și-au pus demisia în piață, în târg, cum se spune, în târgul nostru, circulă zvonuri de toate națiile, că nu o să-și ia banii, că nu o să ia șomaj. Este bine știut că în procedurile de insolvență creanțele salariaților sunt mai garantate decât în afara acestei proceduri, pentru că odată deschisă procedura insolvenței, se poate apela la fondul de garantare de la șomaj și au dreptul să ia trei salarii de acolo, trei salarii medii pe economie, ceea ce nu este puțin lucru. Și în al doilea rând sunt după oamenii care participă la procedură, deci administratorul, lichidatorul judiciar și persoanele care îl ajută, ei au prioritatea numărul 1 la plata creanțelor, înaintea bugetului statului, deci sunt destul de asigurate. Cred că 98-99% din proceduri salariații și-au luat în întregime drepturile salariale. Și acum, netul și dările către stat? Dările către stat, așa și așa, dar oricum măcar au șomajul dreptul, ca să aibă dreptul la au șomaj? Dreptul la șomaj, la pensie, au toți la care vechime? Au, da, dreptul la șomaj și la pensie, odată intrat în faliment, au dreptul la pensie și la șomaj. Pentru perioada, chiar dacă până atunci nu s-au plătit salariile. Da. Au fost întârzieri. Da. Problema este că oamenii nu înțeleg, ascultă la Radio Șanț și interpretează cum pot această soluție. Dar cred că creanța lor este aproape cea mai garantată. Cea mai garantată. Avem și un număr de SMS acolo trecut, 0766314582. Dacă aveți întrebări pentru doamna Somnea, este specialistul nostru de serviciu pe economie astăzi. Cert este că ei nu înțeleg că dacă astăzi s-a deschis procedura insolvenței, mâine nu pot să-și ia salariile. Nimeni nu poate să bată din palme, să aducă bani ca pentru a doua ei. Zi. Tot o activitate, da, economică va fi și de acum activitatea încolo. Economică sau Rulajul. Fondul de garantare, toate sunt... necesită un timp să facem dosarele respective, că de la fondul de garantare nu îți dă, pentru că mă duc să spun eu că dăm niște bani, deci acolo trebuie să justificăm exact ce salarii avem neplătite și după ce am depus dosarul durează 45 de zile, dar durează câteva zile bune în funcție de numărul de salariați și depunerea dosarului, adică întocmirea lui. Apoi 45 de zile ei sunt obligați să facă plata după ce dosarul este pus la punct. Și acum să revenim la general, la situația Gorjului și la economia Gorjului și la ce mai e nou în legislație, dacă de la ultima emisiune s-a mai schimbat ceva, că la noi în România se schimbă legislația de la o lună la alta legat de insolvențe, ca să știe oamenii ce așteaptă. Noi suntem în continuă schimbare. Deocamdată, dacă nu mă înșel, eu am fost imediat după apariția legii noi în emisiune. De atunci nu s-a schimbat nimic, să zicem așa, de când a apărut legea 85/2014. Atunci să le reamintim oamenilor care sunt într-o situație sigur financiară. Sigur că se lucrează la niște modificări, dar deocamdată nu. Pentru că spuneam că multe nu sunt bune. Unele atunci. Nu sunt bune, da. Multe lucruri capitole s-au rezolvat, da? Da. Multe lucruri s-au rezolvat față de legea veche, că asta era și scopul. Dar multe au mai rămas și probabil că practica o să ne confirme că unele nu funcționează. Practica pe legea nouă încă n-am putea spune că este foarte multă, pentru că pe legea nouă se judecă doar procedurile care au fost promovate după data publicării monitorul oficial a acestei legi noi și din acest motiv încă nu sunt foarte multe proceduri pe legea nouă. Mai mult decât atât, deci practic din toamnă au început să se judece, că a fost vacanța judecătorească, mai mult decât atât, cele care se judecă pe legea nouă, cele mai multe sunt într-o fază de început. Sau sunt niște proceduri simple care se judecă în 3-4 luni, acelea poate au ajuns spre sfârșit. Dar restul sunt toate în etapa de început și ce o să ne rezerve subtilitățile practicii, o să le vedem probabil cam peste un an, poate doi. Vedem efectele legii. Efectele legii, da. Ce a fost bun și ce a fost rău. Unele lucruri sunt bune, o să vedem ce o să fie practica și dacă o să rămână constituționale până la capăt. Corect. De exemplu, eu am o serioasă îndoială că, de exemplu, niciun furnizor nu poate să-ți întrerupă contractul, nu numai de servicii, deci niciun furnizor de niciun tip, contractul de servicii pe motivul deschiderii insolvenței. Ei, aici
Eu am serioase îndoieli că până la urmă nu o să se întâmple, nu o să ridice neconstituționalitatea legii sau așa, adică îl țin practic pe acel furnizor de bună credință captiv. Da, pe furnizor, nu pe mine, pe care datornic. Am greșit. Da. Da. Și să nu mai vorbim că poate că el intră în faliment din cauza asta. Poate că și asta se poate întâmpla. Poate că intrând în insolvență, debitorul nostru are o datorie destul de importantă și pe care nu o va mai plăti, poate, sau o va plăti puțin, și îl mai oblig să-i dau și în cursul procedurii. Da. Adică să-i furnizeze servicii în continuare, că la un moment dat, cu toate că a intrat la masa credală și nu și-a luat banii. Da. La un moment dat, furnizorii probabil că o să ridice tot felul de aspecte în acest punct. Rămâne de văzut ce o să se întâmple cu acele aspecte. Și acum, haideți să-i, pentru cineva care se uită pentru prima dată la televizor și nu este familiarizat cu problema insolvenței, este patron, să zicem, la un butic la țară, la un, știu eu, casino în Târgu Jiu sau orice tip de activitate economică, pentru că indiferent de modul în care îți faci banii din activitatea economică, tot economie e, tot buget de venituri și cheltuieli, tot blocaj financiar dacă nu reușești să-ți încasezi facturile, tot vine legea și spune, stai frate că nu contează că tu ai factura și n-ai încasat, ia dă-mi tu mie impozitul, ce dacă ai cheltuit și așa mai departe, și ne blocăm, Doamne ferește. Da. Ei, ce trebuie să facă acel om când se trezește blocat, cu toate că are facturi de încasat, nu și-a plătit statul, are penalități de întârziere care se cresc așa ca un bulgăre de zăpadă, din păcate, da, la statul român? Ce trebuie să facă el? La noi, că insolvența e un lucru așa, wow, a dat faliment, e mort. La noi în țară, din păcate, impozitarea se face la momentul facturării, ca să spunem așa. Ceea ce nu e corect, spun eu. Ceea ce e legal, că așa e legea. Da, eu n-am zis legal, eu am zis că nu e corect, dar, din punctul meu de vedere, cel puțin moral, nu cred că este și nici corect, pentru că realizarea venitului efectiv o faci atunci când o încasezi. Sigur că e un pas înainte acest TVA la încasare, care funcționează și ăsta limitat, dar este un pas înainte că măcar cei mici pot să beneficieze de acest TVA la încasare, să nu plătească TVA-ul până în momentul încasării facturii. Da, dar impozitul pe profit rămâne și n-ar fi numai ăsta, mai este și faptul că dacă ai emis factură, înseamnă că deja ai produs un bun sau ai achiziționa niște mărfuri sau ai făcut niște servicii pentru care ai cheltuit. Marfa a trebuit plătită, materiile prime, salariații și restul. Chirii și în momentul celelalte. Când ai făcut astfel de cheltuieli, deja tu ai consumat foarte mult și aștepți să-ți vină înapoi aceea sumă și ceva, o plus valoare. Această plus valoare se pierde de cele mai multe ori datorită accesoriilor comerciale sau fiscale, prin întârzierea la plată conform contractului sau angajamentelor, și rămâi de fapt pe pierdere de cele mai multe ori din acest motiv. Pe de altă parte, neputându-ți acoperi datoriile la termen, tu nu ești scutit de nimic, nici măcar de insolvență. Acum, ce este insolvența, pe înțelesul tuturor, poate să fie salvarea sau moartea. E ca și când ajungi la spital la urgență. Poate să vină un doctor și cu inspirația momentului să te salveze sau cu inspirația momentului să te ducă la vecin la morgă. Cam așa și aici. Vine un practician insolvență care are un grad de pregătire și care, vedeți, trebuie să poată să te salveze dacă mai ai resurse. Să că și totuși, știe, să și poată. Să și știe, să și poată să fie ajuns la momentul potrivit, pentru că dacă ajungi prea târziu, el, când nu mai funcționează nimic, când, nu mai, când toată activitatea e blocată din lipsa cash flow-ului, degeaba poate să fie foarte bun acel practician în insolvență, că nu va reuși să facă nimic. De undeva tot trebuie să existe acei bani de rulaj, de început de activitate, care să poată să producă ceva și să, prin circuitul producției și al pieții, să ajungă înapoi cu un leu în plus, să repornească producția și așa să repete circuitul mereu. Bun, deci noi, Doamne ferește, nu eu, nu vreau să vorbesc așa, cineva, o firmă, un patron, a mers pe o cale care din vina lui sau din conjunctură a ajuns în acest blocaj. Și, practic, dacă vine la
practicianul în insolvență, acela trebuie să-i găsească soluții. Ce să facă? Să iese din situație și să meargă în sus. Nu e deloc ușor să... ceva care a mers spre închidere, practic, să plece spre deschidere, poate schimbându-și activitatea, poate schimbând modul de lucru, poate dând oameni afară, poate... știu eu, vânzând active, inutile, poate nemai cumpărând genți scumpe, ce vorbeam înainte de pentru soție sau înainte de emisiune, sau cumpărând active care nu erau neapărat necesare. Adică să cumperi, de exemplu, un sediu cu 100 de etaje pentru un birou care îți trebuie, mi se pare o aroganță, o cheltuială inutilă, de exemplu. Cam care sunt soluțiile care le dă un practician în insolvență? În momentul în care se deschide o procedură de insolvență, în general, procedura generală de insolvență, există un termen de 40 de zile în care practicianul în insolvență trebuie să facă raportul cauzelor și împrejurărilor ajuns în insolvență. Perioada în care se analizează activitatea economică, financiară a societății și modul de acoperire a cheltuielilor din venituri și a obține plusvaloarea. Ei, din această perspectivă, analizând, observe inerent și bunurile care urmează a fi valorificate eventual pentru că nu aduc niciun profit, pentru că nu sunt productive, poate să recupereze creanțele în mod mai ieftin prin procedura insolvenței, nefiind purtătoare de taxe de timbru judiciar, niciun fel de litigiu de recuperare a creanțelor. Deci are mai multe șanse, plus că are pregătirea juridică necesară ca să poată recupera aceste creanțe, deci costurile pentru debitor ar fi mai mici. Apoi poate să restructureze producția, sigur că să facă și o restructurare a personalului, în general la firmele private și la cele de stat, sau poate mai mult la cele de stat, personalul este supradimensionat și atunci cel care nu produce și nu are treabă, trebuie să plece acasă, din păcate, și toate punctele de lucru sau centrele de profit care nu sunt productive trebuie desființate sau reduse ca activitate, astfel să rămână numai cele care produc și eventual printr-o valorificare, printr-o valorificare parțială și de active, să poată fi menținută în activitate o parte, nu neapărat toată societatea. Poate se rămâne în activitate 60-70%, dar cel 60-70% este cel care pleacă mai departe și va reuși să reziste în continuare. Chiar stăteam de vorba zilele trecute cu un agent economic mare de la nivelul județului Gorj, care are de asemenea, nu mulți, dar să zicem, cred că are în jur de 100-150 de angajați, nu l-am întrebat, dar după ce activități are în Târgu Jiu, cred că ceva de genul ăsta. Și mi-a spus foarte clar, am cumpărat un soft în care introduc date pe puncte de lucru. Chiar dacă fac contabilitatea pe total. Am, să zicem, 10 puncte de lucru și nu dăm nume acum, că nu trebuie nici să vindem ce ne povestesc colaboratorii noștri, dar sau să demascăm, să spunem cine ne-a spus asta, că nu e corect până la urmă. Dar ideea mi se pare extraordinară. Domnule, câte puncte de lucru am? Atâtea. Fiecare cât bag în ea, cât scot. Mă dezvolt? Nu mă dezvolt. Care din punctele mele de lucru mi-aduce pierdere? Sau care mi-aduce profitul prea mic? Cred că este care din angajații mei își fac treaba și care nu? Cred că este foarte important, pentru că aceste puncte de lucru sau centre de profit sau sectoare de activitate unde sunt mai multe activități, care lucrează pe pierdere, se finanțează practic de la cele care din sunt profitabile. Binele celorlalte, exact. Exact, din cash flow-ul celorlalt care erau excedentari. Iar adică ăla care știe că muncește și nu e numai că dă... sunt, să zicem, salariații, presupunem că sunt mulțumiți și iau ceea ce trebuie să-și ia, dar... Da, cel care muncește mult și știe că ăla de dincolo și cam șede și nu face nu bani, întotdeauna... ăsta zice, păi și eu de ce să mai muncesc? Nu întotdeauna o activitate neprofitabilă este datorată numai faptului că unii nu lucrează. Poate sunt prost organizați, poate materiile prime sunt prea scumpe, poate sunt prea mulți sau sunt mai multe discuții de făcut. Sau costurile activității exact. Sunt mai mari sau decât activitatea veniturile. Respectivă nu are volumul care trebuie, pentru că absolut orice activitate este profitabilă nu de la primul leu care îl produce, pentru că sunt cheltuieli fixe care sunt atâtea, indiferent
cum este la dumneavoastră licența de emisie. Ea este un tarif fix, indiferent câte sponsorizări ați avea sau așa. Deci sau sunt rentul pe care îl consumăm sau chiria pe care o plătim sau sunt dările la stat, cheltuielile fixe și celelalte, care trebuie întâi acoperite și apoi cele variabile care cresc odată cu volumul de activitate. Din acest motiv, de la un anumit nivel al cifrei de afacere, orice activitate poate să devină profitabilă numai. Și în acest caz nu înseamnă că cineva nu și-a făcut munca, numai că nivelul care îl pot obține ei ca cifră de afaceri nu este la nivelul care se poate aduce profit. Pe de altă parte, dacă o activitate se susține prin cealaltă, la un moment dat, până să ne dăm seama, o să mănânce și cash flow-ul și surplusul de numerar care îl are cealaltă firmă, activitate, și o să dea duh împreună, ca să spun așa. Adică da, este riscul să intre în insolvență toată activitatea datorită faptului că poate trebuia să desființăm o activitate. Ceva de genul să trăim separat sau să muncim, să murim împreună? Da, cam așa ceva. Da. Da, e un punct de vedere foarte sănătos, cu toate că e radical. Dar este radical, sănătos. Dar mulți ziceau că, păi dăm oameni afară, eu nu vreau să dau oameni afară sau așa. Eu nu înțeleg acțiunea asta socială, o înțeleg foarte bine, toți oamenii au nevoie de un serviciu, de un loc de muncă, de o viață, dar trebuie să înțelegem că mai bine asigur la 10 oameni o viață decât să asigur la 15 un an și de până an îi dau pe toți afară. Corect. Ce am realizat. Și vând și ce am avut, nu știu, eu când ca sunt mai investitor. Social. Da, nu știu când sunt mai social. Atunci când mă duc o perioadă de timp cu supraponderal, ca să spun, ca număr de salariași și așa mai departe, de dragul ca să o lungesc, să nu-i dau afară, și după o perioadă de timp am desfințat toată activitatea, sau atunci când iau măsuri din vreme și un număr de personal și își va găsi locul de muncă poate mulți ani de aici înainte. Și apoi să nu uităm că un proprietar de societate, un patron, își investește acolo poate mult mai mult timp din viață, poate timp, bani, banii, pentru că un angajat care câștigă acel bine profit de multe merge cu banii acasă. Un corect. Patron care câștigă, eu vorbesc de patronii adevărați, în adevăratul sens al cuvântului, care au muncit și au pus suflet în firme și nu care au întors o factură de pe o parte pe alta. A, bine, de asta deci vorbim. Vorbesc cei care au făcut afaceri adevărate în sensul că au muncit, au luat ceva, o activitate de la zero și au ridicat-o până acolo unde au putut. Ei, acela întotdeauna, dacă va avea un surplus de bani, se va gândi cum să investească în ceva. Și în ce? Nu în mașini și în... Un salariat se va gândi în ce concediu va pleca. Da, investește poate tot în dezvoltarea firmei. Exact, într-un fel sau altul a firmei sau altă afacere, dar va face ceva. Era o discuție la unul din radiouri, am auzit în mașină de dimineață, zice că dacă ai avea 33 de milioane de dolari, ce ai face? Ai bine merge la servici. Trist, dar cred că 80% din cei care au sunat, probabil și tineri, că aveau timp la ora aia să stea să sune, toți au spus că ce să caute la servici. Poate o oră, două, să dea bună ziua pe acolo. Ei, cel care a făcut 33 de milioane de dolari din munca lui, dintr-o idee, care nu facem reclamă aici, că să spunea și care, eu cred că se vor duce în continuare și că așa, de acolo aș pornit ideea că se duce zilnic 10 ore la muncă și acum, pentru că a făcut-o în primul rând, cred că din multă pasiune și responsabilitate și el mereu e stârnit să caute ceva, să mai descopere ceva, să mai este facă ceva. Este un mod ceva. De viață, da, pentru e un unii mod de viață. Cel care afacerea nu a făcut niciodată nimic sau aproape nimic, tentația este să nu facă nici de aici înainte. Și să consume eventual ceea eventual ce să consume dacă îi se oferă dat ocazia. Da, nu. Este preferabil să fii acela care strângi și muncești, dar ajungem la de unde plecasem. Dacă un astfel de om care muncește 10 ore pe zi, 12 ore pe zi, sâmbete și duminici, acumulează, investește, nu angajează foarte mulți oameni ca să, pentru că știe că nu-și permite să-i țină și muncește el poate pentru unu sau doi sau trei oameni la un loc. Păi când, dacă ar angaja mulți oameni și ar face investiții, își pierde munca aia a lui pe care a acumulat-o acolo în acel ou, să zicem, care se naște și face o găină și așa mai departe, își pierde acea muncă pentru că vin finanțele, vine lichidatorul, adică dumneavoastră, și ziceți, bun, păi ai datorii la finanțe, penalități, curent, chirie. Să începem cu salariile.
finanțe, pac, 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 hai să vindem tot și să plătim datoriile. N-ai fost un bun manager. Da, e posibil să fii un foarte bun, poate chiar om de afaceri sau să dezvolți o activitate foarte bine, dar să nu fii un bun manager, să nu poți să-ți organizezi, dar atunci angajezi unul care se pricepe. Corect. E posibil și asta. Am avut și cazuri din acestea care, într-adevăr, ei au muncit, ziceau că muncesc de 12 ore și s-a demonstrat că așa făceau. Știau ce fac în meseria lor, dar când o luau pe partea financiară, ce trebuie să facă omul ca să nu fie rău pe partea financiară? Cum zice cineva, să fie bine, să nu fie rău. Ce trebuie să facă? Deci, muncește. Are câți angajați, crede el, ca să poată munci, să facă activitatea fără să... Da, nu știu dacă știe să aprecieze sau nu. Ce trebuie să facă un patron, nefiind un bun manager, adică nepricepându-se la așa ceva, s-a apucat de o activitate și a mai adunat niște oameni pe lângă el și vede că e problemă. Ce trebuie să facă să nu greșească? Eu, lăsăm o parte că ar trebui vedere, angajat un manager. Da, din punctul meu de vedere... Să-l facem manager pe el, pe telespectatorul nostru. Din punctul meu de vedere, fiecare avem talentele noastre, ca să spun. Domeniile noastre, nimeni nu e făcut să se priceapă la toate. La toate, corect. Cum eu poate nu mă pricep destul la artă, la muzică, la sport. Ei, sunt... unii care sunt, au instinctive acest management în ei. Eu cred că n-ar trebui să apuce de afaceri cei care nu știu să facă această gospodărie și instinctiv. Atunci haideți să vă întreb. Dacă ai acest talent, te mai pregătești în plus. Dar dacă nu ai, ești doar inginer, să spunem. Și stai pe bucățica ta și nu faci. Eu propun să rămâi director tehnic decât să îți faci o afacere. Pentru că eu am văzut foarte mulți ingineri. Bun meseriaș. Pe la Dolj chiar... mari inovatori, nu cei care spun că sunt inventatori, într-adevăr, de renume în țara asta și au dat faliment. Deși invenția lor era de valoare și ar fi adus bani și avea tot, dar el n-a știut ce să facă, cum să-și o încase. Și în final, domnule, eu mă prind, da, și într-adevăr avea toate dovezile că e foarte bun pe tehnic. Cu managementul... Să numărăm câte ouă ar fi făcut găina și dacă da. S-ar fi înmulțit și așa mai departe. Da, da, ideea exact. E bună, cum o pui în practică. Dar ori se asociază cu unul care e economist sau poate un jurist, ori stă acasă și își face treaba lui tehnică. Bun, dumneavoastră sunteți și manager și economist, da? Da. Vă ocupați și de firmele altora, dar și de dumneavoastră. Evident, da. Ce face un manager? Spuneți-mi dumneavoastră și mie și telespectatorilor, ce face un manager dimineața când se așează la cafea, cel puțin pentru privat. Ziua aia, privat. Privat. Nu mai privat. Și nu de genul privat de la da. CEO. Da. Că ăla deci, e un privat care nu mi se pare privat. Dar mă rog, nu comentez eu că n-am deci calitatea. Un manager care lucrează pentru firma lui, să zicem. Ce plan își face azi, luna asta, anul ăsta? Aproape că n-are timp să-și facă toate planurile. Așa. Și nu se așează la cafea că o bea din mers în timp ce mai face și altceva. Da, da, poate are treabă la birou și atunci se așează la da. Cafea. Dar întotdeauna... Sau poate o bea în mașină, în drum spre... Întotdeauna are mai multe de făcut decât timp are să le facă și trebuie să facă de toate. Cum trebuie să se organizeze ca să fie bine? Trebuie să fie foarte organizat și nici așa nu reușește bine. Pentru că dacă este un om dezordonat, în prăjirea, n-ai nicio șansă. Avantajul ce meu esențial? A fost, ca să spun așa, că am avut ceva nereditate da? Cu organizarea, dar în al doilea rând am avut și pregătirea necesară. Puțin juridic, mai mult economic, care m-a ajutat într-adevăr foarte mult și tot câteodată stau cu frică ce lege mi-a scăpat. Mă întreb cum să descurcă un manager care nu-i de meserie, care, și care nu cercetează legile. Și nu cercetează și se miră de ce la un moment dat a venit ANAF-ul sau antifrauda sau alt organ de control și uită ce mi s-a întâmplat. Și îl tratează în acel moment ca un mare ghinion, că i s-a întâmplat, că a venit controlul peste el. Păi nu e un mare ghinion, de fapt e un mare rezultat a ce s-a întâmplat până atunci. E o mare neștiință legată ce de a făcut lege. Până atunci, nu neapărat de rea credință sau așa, că din faptul din neștiință, neorganizare, poate chiar lipsă de talent în domeniul conducerii, că nu toată lumea poate să fie conducător. Unii trebuie să fie angajați și unii conducători. Nu pentru că eu sunt, dar trebuie să ai anumite calități. Și ca să fii angajat bun, trebuie să ai anumite calități, că nu poți să fii și șef și subaltern. Haideți să vorbim despre partea financiară. Dumneavoastră spuneați că
poate să fie ideea de afacere foarte bună, să fie activitatea bună, dar când e vorba de partea financiară, să se aleagă deci, praful. În primul rând, aici e problema. Ce trebuie făcut? Cum trebuie lucrat? Da, foarte mulți oameni se apucă, ei știu ce au de făcut, știu și câți oameni au nevoie, ei se apucă, dar un calcul financiar înainte nu-și face. Și nefăcând acest oricum calcul... Oricum și dacă îl face, iese mai mult decât credea. Dar nici măcar așa nu-l face sau îl face prost, că el știe că doar îi trebuie salariul sau și uită de toate celelalte cheltuieli indirecte. Apoi, în primul rând, asta se uită, cheltuielile indirecte care de multe ori se strâng, destul de consistente. În al doilea rând, vedeți, toate aceste cheltuieli se reflectă în prețul care îl soliciți pentru serviciul tău sau produsul care o să-l faci. Și care există riscul să fie mai mare decât prețul pieței. Și e riscul să fie mai mare decât prețul, prețul pieții. Și nu știu dacă e un avantaj, de cele mai multe ori nu e un avantaj să produci pe stoc, însă nu mai vorbim să fie o vorba de o producție alimentară. A, care se perimează, care se termină. Se termină. Așa. Și, pe principiu, hai să creștem deci, melci. Știți că s-a întâmplat asta. Hai să creștem melci. Au făcut unii oameni de afaceri în Gorj. Nu, au și făcut melci, le-au fugit melcii. Le-au fugit melcii? Au fost și din ăștia. A, eu știu varianta, au îmbătrânit melcii și nu i-a cumpărat nimeni. Sau varianta, altă. I-am vândut pentru că nu mi-i lua nimeni decât la un preț foarte mic, altfel îmbătrâneau. Da. Sau varianta, au crescut ciupercile prea mari, nu mi le mai ia nimeni. Da. Hai să le vină la un preț foarte mic. Și atunci... Deci, trebuie odată să te pricepi din punct de vedere tehnic, ca să spunem așa, la meseria respectivă. Și în al doilea rând, trebuie să te pricep din punct de vedere economic. Pentru că plecând de la ce trebuie tehnic, impropriu spus, că poate să fie ceva medical sau așa, tehnic specific profesiei respective. Trebuie să stabilești costurile și apoi de aici ajungi la prețuri. În momentul când ai obținut prețurile, poate că ai constatat că sunt mai mari decât prețurile pieții. Apoi trebuie să ai în vedere că pentru a intra pe o piață trebuie să ai prețurile din start mai mici decât prețurile pieții ca să poți să-ți faci loc. După ce ai un renume și poate calitatea care produselor... Care cu puțină publicitate. Și cu publicitate, care renume, da. Deși alea sunt costuri, dar nu e suficient, adică da, și sunt calitate costuri, și publicitate. Exact, și... iar calitatea trebuie dovedită și ca să o dovedești și asta costă că să ții certificate de calitate. Ei, când le adun pe toate astea care le poți prevedea și să mai pui și unele neprevăzute, o să ajungi la un preț. Prețul ăla poate trebuie să ai grijă să se încadreze în prețul pieței ca să poți să ieși. Dacă nu, n-ai făcut nimic. Dacă nu, constați că ai cheltuit banii. Dacă nu iei de la capăt și mai faci o dată calcule și vezi de unde poți să tai. Dacă n-ai și dacă tai de acolo, ce se întâmplă? Da, sau dacă n-ai cheltuit deja toți banii și constați că afacerea care tu ai gândit-o profitabilă produce niște... Indicația rezultate... ar fi să nu cheltui întâi, să faci socotel și apoi să te apuci de cheltuit. Da. Iată o rețetă pentru rețetele de management. O rețetă sunt foarte diverse. Succintă. Sunt diverse, rețetele da. Sunt diverse și cel care într-adevăr are și calitățile necesare și că cineva care aspiră la rolul de manager sau de patron, în primul rând trebuie să fie sănătos, psihic, cu inima. Așa citeam într-o carte de management, dar primul lucru care l-am citit... Urechi, așa, da, când să auzi. Fie sănătos cu inima, cu psihicul, pentru că vei fi supus la foarte mult stres. Și de-abia și restul organelor relativ sănătos și apoi să se gândească să apuce de o afacere. Deci după era prima indicație. Da, deci în primul rând să fii sănătos. Da. După aceea să-ți iei un contabil bun și serios, că n-ai cum și să știi și economie de și de preferat și un jurist și sau un jurist, avocat. Dacă se poate, da. Și după aceea să te apuci de treabă. Da. Și să sper că nu vei ajunge într-o situație de insolvență. De sau insolvență, dacă e să ajungi, de, să te de duci vorbim. La timp la un specialist ca să poți să mai faci ceva, să te poți întoarce din insolvență. Deci când e momentul în care o firmă are nevoie să apeleze la o insolvență? Eu cred că atunci când, pe termen scurt, legea zice 30 de zile, își dă seama că nu poate să-și acopere datoriile, nu poate să facă plățile curente care le are în următoarele 30 de zile. Atunci e momentul. Legea zice că în 30 de zile de la apariția stării ai fi obligat să-ți declari insolvență. Bun, și ăla care are nimeni datorii nu face de 10 aceasta. Miliarde? Nu contează suma, pentru că 10 restante, miliarde adică pentru nu pe luna asta. O firmă foarte mare. Nu pe luna asta. 10, chiar 10 miliarde, miliarde din pentru ultimii 10 CEO ani. Sau succes este din ultimii 10 ani. Nimic. Asta înseamnă că n-am plătit la termen. Da. Dacă dar 10 miliarde 10. Depinde la ce cifră de afaceri, la ce volum de
cash flow. Nu, dar mă refeream la facturi care le-a depășit termenul de scadență. Spuneați dumneavoastră că dacă nu și-a plătit, ce are de plătit? Da, păi dacă e de 10 ani datoria, e clar că trecut de mult de termenul de scadență. Dacă e de 10 ani, e prescrisă, nu mai e datorie. Da? Când se prescriu datoriile? Datoriile comerciale în 3 ani. Iată o veste bună, dragi telespectatori. Datoriile comerciale în 3 ani, iar datoriile fiscale în 5 ani de la ultimul bilanț. Adică? Adică, de exemplu, noi suntem în 2015, undeva în jur de 31 mai se vor prescrie cele de pe din 2010. Am înțeles, de la ultimul bilanț, adică de la bilanțul din 2010, de acum 5 ani, cum ar veni. Mhm. Dar nu cred că stă statul să se prescrie datoriile, părerea mea. Nu, uneori da, uneori ba. Depinde de persoană, de personaj și de firmă. Aia, da. Dar știu că prescripția intervine în momentul în care nu mai intervii cu revenire asupra pretenției, da, când prescripția intervine, nu? Când face executări sirite de oricare formă, dar executări sirite și la cea comercială și la cea fiscală. Adică să nu ne culcăm pe urechea că se prescriu datoriile, pentru că dacă... Deci dacă n-a fost niciun act de executare, după ce trece termenul de prescripție, trebuie să fie cel puțin în 6 luni un act de executare. Da, doar acele comunicări, știți, mai sunteți datori, niște sume, alea nu sunt valabile? Nu, trebuie să facă un act de executare. Să facă, dacă e vorba de un executor judecătoresc, trebuie să revină la executorul judecătoresc cu insistență în executare, că insistă în executarea silită și executorul să mai... Să revină cel care a apelat la executor. Așa dacă fi bine, nu s-au pentru că banii, să există să spună, riscul uitați, ca aveți să-mi... executorul să uite de tine și atunci. Da. În mod normal, odată contractat cu executorul, el ar trebui să ducă grija, dar în grija asta e bine să ne ducem grija fiecare. Să zicem că e vorba de o bancă care execută un client prin executor. Da. Aici câți ani sunt? 3? 5 ani din păi nou. Dar nu e statul. E o bancă, o bancă privată. 3 ani, da, dar ani. Să ne înțelegem acum, nu de când ne-a dat banii, pentru că datoria aia poate era exigibilă peste 10 ani sau 5 ani, în funcție de cât era creditul. Și de abia când a expirat termenul de exigibilitate și dacă nu s-a făcut niciun act de executare. Abia atunci. Da. Și dacă executorul nu, nici clientul nu insistă, nici executorul nu se uită, nu se ocupă, uite, de dosar? E posibil ca după încă 3 ani de la ultima insistență, de la ultimul act de executare să se prescrie. Să se prescrie. Sunt puțin norocoși aceștia. Așa e? Da. De să nu ne culcăm nici pe urechea asta, dragi spectatori? Eu nu cunosc vreunii care să fi fost uitați în asemenea, adică după ce a început executarea, 3 ani și să se prescrie. Să zică cineva, lasă-mă că nu ne mai dă banii aia. Da, așa că grija asta... Să nu stăm pe urechea aia că uită executorul sau creditorul, cumva. Și totuși există creditori, pentru că vorbeam de insolvențe, care rămân cu buza umflată. Foarte mulți. În pentru cazul că, insolvențelor, da. În cazul, cred că, nu al reorganizării, ci doar a falimentului. A falimentului. În cazul reorganizării se înscrie toți la masa credală și trebuie plătiți toți. De înscris la masa credală se înscriu toți, și la reorganizare și la faliment. La reorganizare... Există posibilitatea ca prin planul de reorganizare anumite categorii de creditori să nu fie trecuți în plan. Pentru că se face planul fără ei, dar creanțele acestor creditori, da, legea permite. Da? Da. Dacă ți iese votul în adunarea creditorilor, avantaj se viși. Dar acele creanțe nu se prescriu. În caz că debitorul iese din insolvență, ele vor intra în termen, ca să spun, și pot fi executate, eșalonat sau de îndată cum se vor înțelege cu debitorul după perioada de reorganizare. În caz de faliment, la fel se înscriu la masa credală toți, numai că în caz de faliment... Dacă se ajunge la vânzarea activelor... După cum este legea în România, spre deosebire de alte țări, sunt foarte multe țări unde creditorii sunt, în afară de salariați, sunt egali, la noi bugetarii sunt favorizați și din acest motiv de foarte multe ori la creditorii chirografani nu se ajunge cu plata creanțelor. La cele mai multe falimente... Ce înseamnă, ca să spunem telespectatorilor, creditori chirografari? Chirografari sunt toți furnizorii. Furnizorii, ăia care au cheltuit de ți-au dat marfa, cum exact ar veni.
Exact. Vorbim de furnizorii dinainte nu de deschidere. Nu statul, de exemplu, care oricum așteaptă niște bani, dar n-am muncit deloc pentru ei. Toți furnizorii dinainte de deschiderea procedurii. Cei din cursul procedurii au prioritate, e altă discuție. Dar cei dinaintea procedurii intră ca creditori chirografari. Și așteaptă dacă se termină salariile de plătit. După legea nouă sunt categoria 8-a care ia bani. Care sunt primele 7? Ca să-i încurajăm. În primul rând sunt taxele, timbrele, tot ce e necesar pentru procedură, specialiștii din procedură, apoi sunt salariile nete, apoi bugetarii, salariile brute. Salariile nete. Vorbim de salariile nete ce le iau salariații. Da. Formă sunt bugetarii care... Ce înseamnă bugetarii? Care? Consiliul Local, ANAF-ul... Aha, instituțiile publice, bugetului public. Toate care se bazează pe buget de stat sau buget local. Apoi sunt creditele din cursul procedurii. Adică ce înseamnă creditele Există din cursul Există posibilitatea procedurii? Să se acorde finanțări în cursul procedurii ca să se reorganizeze de activitatea. De către bănci? Da. De către bănci. Apoi sunt furnizorii din cursul procedurii. Deci și în final se ajunge și la chirografari. Până la urmă, la chirografari care sunt din afara deschiderii, dinaintea deschiderii procedurii și... Nu sunați, vă rugăm. Mesaje. Avem un singur mesaj și ăla neserios, așa că nu-l vom citi. Nu sunați, dați mesaje, vă rugăm. Da. Am rezolvat. Și din acest motiv... sunt cei mai expuși creditorii dinainte de deschiderea procedurii. Creditorii din cursul procedurii, deși mulți nu-și dau seama, sunt avantajați, iau înaintea finanțelor, adică înaintea tuturor creanțelor dinaintea deschiderii procedurii. Ca premiu că au avut curajul să lucreze cu o firmă în insolvență, să o ajute să se reorganizeze, dacă a fost cazul. Și chiar dacă a intrat direct în faliment? Dacă intră direct în faliment, da, se plătesc din documentele din care reies, dar în general nu mai vorbim despre materii prime sau materiale, sau e vorba de publicitate, cele mai multe cheltuieli de poștă, publicații de vânzare, publicitatea deschiderii procedurii și așa mai departe. Deci cheltuieli de procedură cele mai multe. Foarte rare ori se închide câte o comandă care e în lucru și pierderile sunt foarte mari să o lași așa și nici n-ai putea o poate valorifica și atunci încheie acea comandă și poate mai face o aprovizionare de anumite materii prime, dacă e cazul. Am înțeles. Mai avem doar câteva minute din emisiune și aș vrea să concluzionăm. Suntem în Gorj, că vorbeam de diversele activități și de cum trebuie să procedăm și ca să ne ajungem la reorganizare sau, mă rog, la insolvență și ce facem și când intrăm în insolvență. Cum vedeți dumneavoastră ca economist situația Gorjului economică vorbind? Este spre Gorjul între subzistență și și insolvență sau nu? Da, acolo la noi scrie rezistență. Insolvență. Cred că e bine zis și așa. Rezistența e deja un lucru prea bine gândit, prea optimist, zic eu, în momentul ăsta. Eu știu. Vedeți că foarte mult, cred că de 20 de ani, cel puțin de după Revoluție, aud că Gorjul va fi praf. Gorjul nu este nici acum praf. Așa. Dacă vă uitați după autoturismele care sunt în Gorj, dacă vă uitați după casele care s-au ridicat... care se plimbă pe stradă. Da. Casele care s-au ridicat sau dacă mergeți în magazinele de lux sau așa, veți constata că nu suntem atât de săraci. Dacă ne uităm după câte întreprinderi funcționează în Gorj și câte au apărut noi pe firmament, asta este deja începe să devină trist. Nu, după cum știți, este o cerere a fondurilor europene foarte importante ca CEO să se restructureze. Este o condiție ca CEO și parcă CNH-ul sau neapărat să se restructureze. Deci, din acest punct de vedere, vă dați seama că până la urmă acest lucru se va întâmpla, că va fi anul acesta sau anul viitor, eu cred că se va întâmpla. Ei, întrebarea este cum o să o ducem atunci și ce va însemna această restructurare. Ce va însemna privatizarea, va însemna dispariția sau dezvoltarea, asta rămâne
din păcate, la mâna guvernanților, cum vor ști să utilizeze această șansă sau să nu o transforme în eșansă. Poate să fie un lucru foarte bun această reorganizare sau poate să fie un lucru foarte rău. În momentul în care s-ar putea întâmpla ca industria cărbunelui să-și reducă substanțial activitatea în Goș, am putea să avem probleme în foarte multe direcții, pentru că și comerțul și toate celelalte activități și serviciile, sunt foarte multe servicii care depind de CO și atunci foarte multă lume va fi disponibilizată, iar implicit, odată disponibilizați, nu vor mai face atâtea cumpărături, nu se va mai produce nici alimentar. Nici magazinele deci, nu vor mai avea eu cred că clienți. Orice insolvență a unei afaceri care mergea cât de cât este și un moment de privechi, cum se zice la țară, la mormântări. Un moment destul de trist, cred că pentru toată lumea ar trebui să fie, nu numai aceluia care are afacerea, pentru că lichidând azi, mâine, păi mâine, până la urmă o să fim în situația ca oamenii să nu mai aibă unde să meargă la lucru și asta poate să aibă foarte mare repercusiuni. Dacă acum suntem, eu cred că suntem rezonabil totuși acum. Mă întreb ce urmează, când se va restructura CEO și cum se va restructura, pentru că este totuși vârful economiei Gorjului. Eu sper că CEO să se reorganizeze într-un mod constructiv și să ducă la revigorarea lui și a tuturor firmelor și societăților care și afacerilor pe seama din lui. Gorj, care trăiesc pe seama lor sau nu, dar sunt într-o situație grea. Da, dar indirect să ne trezim toți la realitate, depindem de... Da, să ne trezim la realitate și să dea Dumnezeu ca Gorjul să meargă înainte și nu în jos. Mulțumesc pentru prezența de astăzi în emisiune. Cu plăcere și altă. La revedere, dragi respectatori!